Bine ați revenit la mobilisimo.ro, astăzi cu review-ul lui AllView A5 Duo, un telefon care s-a lansat în luna august, e un telefon pentru tineri, cu preț accesibil de 549 de lei. Este un terminal cu ecran de 4 inch, dual core, dual SIM și vom afla totul despre el în următoarele minute. Designul său este cel al unui terminal masiv, dar cu aderență bună, corp solid. Avem o textură plăcută în partea din spate și capacul, deși se deschide destul de ușor, este destul de greu de pus la loc. Sloturile SIM se află sub baterie, în cazul în care vă întrebați. Iată, se închide, dar trebuie să aveți grijă să se închidă la toate micuțele cleme dinăuntru. Ok, cam acesta este designul în partea din spate. Măsoară 11,5 mm în grosime, destul de gros, cântărește 137,7 grame. Destul de greu, dar nu greu cât un, să zicem, Nokia Lumia, care sunt campioane la acest capitol, greutate. Nu înțeleg de ce butonul on-off din această parte laterală este lung, de obicei este un buton mic, localizat, dar măcar acest buton și cele de volum sunt ușor de apăsat, au un feedback bun la apăsare și acesta este întotdeauna un plus. În rest, trebuie să spun că această ramă din jurul ecranului, deși pare metalică, este vorba despre fake metal, să zic așa, este tot plastic, dar are un rol estetic bun. Per total, designul este destul de ok pentru un telefon destinat tinerilor și cu preț accesibil. Trecând la aspectul hardware, ei bine, aici găsim un procesor MediaTek MT6572. Este un dual core la 1,2 GHz, un Cortex A7 și avem la dispoziție și un GPU. Este vorba despre Mali 400MP. Iar acest model este un device dual SIM, dual standby. Avem la dispoziție un ecran de 4 inch, un TFT LCD cu rezoluție de 480x800 de pixeli. Evident, la bordul acestui terminal se află și un GPS și avem posibilitatea de apelare video 3G. Ni se pune la dispoziție și 4 GB de memorie internă, din care 1,5 GB sunt accesibili utilizatorului. Primim și 512 MB de RAM și slot microSD cu suport pentru până la 32 de giga în plus. Avem și radio FM la dispoziție și amplificator Yamaha pentru difuzorul acestui device. În spate se află o cameră de 3,2 megapixeli cu blitz LED, în zona frontală o cameră de 0,3 megapixeli și, trecând la conectivitate, avem la dispoziție HSDPA cu viteză de 21,6 mega pe secundă. Continuând pe partea de conectivitate, avem la dispoziție Bluetooth 4.0, Wi-Fi, micro USB 2.0 și alte dotări includ și un G-Sensor, senzor de proximitate, senzor de luminozitate și o busolă. Discutăm puțin despre baterie, având și câteva capturi de ecran. Aflați că aici este vorba despre o unitate litiu-ion de 1700 mAh. Pe hârtie asigură 240 de ore de funcționare în standby sau 600 de minute de convorbiri 2G. Încărcarea bateriei la maxim durează 3 ore și jumătate, în cazul în care vă întrebați. La testele noastre, care implică 2 ore de video playback cu luminozitate la 50%, am scăzut 33% din baterie. Deci 2 ore de playback, 33% din baterie, după 6 ore de playback am consumat toată bateria. Avem și un widget foarte drăguț care estimează timpul rămas de funcționare, cu un mod power saving care ne anunță exact câtă baterie mai avem. Deci, după cum am spus, bateria asigură 6 ore de playback, dar veți putea prinde lejer peste o zi de funcționare cu această baterie, ceea ce e foarte bine. Dacă asta nu e de ajuns, mergem în zona de setări, unde ne putem regla consumul. Iată, power saving, cu o opțiune standard optimizată sau cu posibilitatea de a personaliza această opțiune. Iată și la ce nivel și cu ce setări. Dezactivăm anumite moduri de conectivitate și multe altele pentru a economisi baterie. Pe total, suntem impresionați de această baterie pe un terminal atât de ieftin. Ok, hai să vedem și cum se comportă la capitolul audio. Folosim SoundCloud și căutăm un artist. Hai să găsim o melodie gratuită. Let us
cu Zorul. Ok, ați prins ideea. Deci, la capitolul audio, suntem foarte încântați. Un volum ridicat, o voce caldă și clară. Partea din spate tinde să vibreze ușor la volum maxim. Per total, pot spune că acest difuzor din spate impresionează. Iar căștile, pot să spun că sunt comode, stau bine în ureche, se aud foarte bine. Și experiența audio este ok pentru un telefon cu un preț scăzut. Ca de obicei, AllView ne oferă un volum foarte ridicat de la difuzorul său, chiar dacă difuzorul este unul destul de mic. Apropo, basul este foarte bun la acest device și, după cum am spus, se aude și vocea foarte bine la melodii, ați văzut și voi, și să trecem mai departe și la alte aspecte. În ce privește playback-ul video, hai să vedem cum arată un clip pe YouTube. Avem de-a face cu un ecran de 4 inci, un TFT LCD, 480x800 de pixeli, culorile sunt vii, nu suferă de suprasaturare acest ecran. Unghiile de vizualizare nu sunt chiar atât de bune, după cum se vede. Dar, după cum am spus, culorile sunt vii și nici la loc capitolul luminositate nu stă foarte rău. Am atins 220 de unități lux pe alb și o unitate lux pe negru. Asta înseamnă că luminositatea este cam la același nivel cu un Samsung Galaxy S4 Mini, să zicem. Pixelii sunt de tip RGB Stripe, iar telefonul suportă playback 720p. Avem și câteva lucruri interesante să vă arătăm. Iată cum arată pixelii acestui device, pixel RGB Stripe, la microscop pe alb și pe negru. Per total, un display satisfăcător și destul de luminos, după cum am spus mai devreme. Hai să vedem acum cum se comportă acest device la capitolul cameră. Avem de-a face cu o cameră de 3,2 megapixeli cu blitz LED și iată și interfața sa. Dăm zoom. Iată și opțiune. Pot să spun că acest UI se simte destul de învechit, în special aceste opțiuni dau senzația ușor de învechit. Iată și modul de captură, panorama, face beauty, normal și modalitățile de captură. Opțiune pentru blitz, câteva efecte de culoare, inclusiv sepia și negativ și mono. Apoi câteva încadraturi amuzante. Acest telefon este destinat tinerilor la urma urmei. Plus, destul de multe setări pentru o cameră de 3 megapixeli. Moduri scenă, balans de alb, detectare facială, captură continuă, adică burst shot până la 99 de cadre, setări de expunere, self timer, mărimea fotografiilor 3,2 megapixeli, anti-flicker și sunet de cameră și AE meter. Hai să vedem cum stăm și la capitolul captură video. Iată și aici opțiuni de blitz, balans de alb, efecte de culoare și câteva setări. Captura video se realizează în 720p și avem câteva mostre interesante. Deși nu este menționat 720p în meniu, ci doar Fine, noi știm că este o captură de acest gen. Sau cel puțin ni se promite captură HD la acest device. După cum am spus, el realizează panorama și capturi cu diferite efecte. Hai să vedem și câteva mostre. Evident, nu am făcut o galerie prea amplă, este doar o cameră de 3 megapixeli la urma urmei, dar am fost impresionat de luminozitatea fotografiilor. Acest aspect ne-a șocat, ca să zic astfel. Camera stă foarte bine pentru o unitate de 3,2 megapixeli. Stă bine la captură foto, la video lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Captura video se realizează în 3GP. Destul de comprimat, deci, și nu suntem chiar impresionați de calitate, din păcate. Dar, după cum am spus, pozele ies bine iluminate, culorile sunt realiste. O să vedeți o galerie amplă în review-ul mobilissimo.ro, review-ul text.
Deocamdată, calitatea fotografiilor este destul de bună pentru o cameră de 3,2 megapixeli, pozele sunt bine iluminate, iar clipurile 3GP nu prea impresionează. Per total, o cameră destul de bună la un preț atât de mic pe un telefon tineresc și accesibil. Trecând la partea de software, hai să vedem ce avem la dispoziție aici. Este vorba despre Android 4.2.2 Jelly Bean pe acest terminal și hai să vedem cum se comportă și browserul său. Iată tastatura virtuală destul de comodă. Am intrat pe Mobilissimo, s-a încărcat rezonabil, destul de rapid, zic eu. Hai să vedem cum arată site-ul și în landscape, nu doar în portrait. Facem și puțin scroll în pagină. Și terminăm cu un pinch to zoom. Cam atât despre web browsing pe acest device. Acum trecem la obișnuitele benchmark-uri. Ce alt model ar fi fost mai potrivit să comparăm acest device decât Eboda V100, dacă tot l-am testat recent. Astfel, este un duel al specificațiilor și benchmark-urilor între AllView A5 Duo și Eboda V100. Iată că AllView A5 Duo obține 2896 de puncte în quadrant, în vreme ce Eboda V800 obține 2515, deci l-am depășit. În AnTuTu am obținut 11.000 de puncte, în vreme ce Eboda a obținut 7300, din nou a câștigat AllView. În Nena Mark II, 32 de FPS față de cele 28 de FPS ale modelului Eboda, câștigă din nou AllView. În Velamo, 1700 la 1361, încă un câștig pentru AllView. Din păcate, 3D Mark și Browser Mark 2.0 nu au funcționat pe acest device. AllView câștigă bătălia benchmark-urilor, totuși camera sa nu este la fel de bună precum camera de pe Eboda V100, dacă este să prelungim acea comparație. Dacă vreți să știți cum se comportă și la capitolul temperatură, după o perioadă de playback video și niște gaming, am atins temperatura de 34 de grade Celsius în spatele acestui device, el nu se încinge rău și trecând și mai departe, la capitolul calitatea convorbitilor, sunetul este clar, se aude destul de tare, dialogul este comod, deci nicio obiecție aici, stăm bine și la semnal și încă o dată este un telefon dual SIM acesta. Ați observat probabil că AllView a modificat ușor Android aici. Cel mai clar se vede asta în zona de setări, cu iconuri proprii, un look propriu și uneori chiar setări proprii. Avem și un widget foarte atractiv aici, este acest widget Power, care ne estimează câte minute, câte ore mai avem la dispoziție din durata de viață a bateriei. Apăsăm pe un buton, activăm modul Power Saving care crește durata de viață a bateriei, mai oprim din setări. Dacă vreți să mai punem widget-uri pe ecran, ținem apăsat și iată zona de widget-uri. Zona de aplicații chiar aici, putem personaliza interfața acestui device cu un singur tap pe ecran prin aceste shortcut-uri. Am apăsat pe teme, se schimbă tema. Am apăsat pe wallpaper, s-a schimbat wallpaper-ul și am apăsat pe effect, se schimbă efectul de trecere între home screen-uri. Acesta este efectul cub. Și acesta este efectul box. Și uite, așa facem trecerea între efecte, wallpaper-ul și lucruri de acest gen. După cum am spus, în special la iconuri, teme și setări, se simte aportul celor de la AllView la acest device. Pot să spun că aspectul meu preferat este acest widget pentru baterie, pe care, sincer să fiu, nu l-am mai văzut până acum pe alte device-uri, deci este un plus. În ce privește lista de aplicații, e bine, aici găsim un File Explorer, destul de atractiv. Navigăm prin toate directoarele de pe device, facem niște browsing în funcție de fotografii, muzică, documente, APK-uri, o aplicație binevenită pe acest device. Evident, avem Play Store, la dispoziție o listă de contacte, ceas, calendar, zona de teme oferită de AllView, apoi, evident, Gmail, calculator, sound recorder, radio FM, aplicația navigațională, Google Maps. Am activat sateliții și hai să vedem cât de rapid și cât de precis suntem localizați. Destul de precis, zic eu. Și iată că și map se mișcă destul de bine pe acest device,
mid-range atractiv pentru tineri. Continuăm lista de aplicații. După aplicația navigațională avem evident browserul, camera, un app manager care ne permite să mutăm aplicații, să le dezinstalăm, să setăm anumite privacy policy-uri, anumite permisiuni și să curățăm cache-ul dacă este nevoie, chiar cu un buton de one click clean. În rest avem Bitdefender Mobile Security la pachet cu acest device, un malware scanner, privacy advisor și o funcție antifurt binevenită. Apoi wireless input device, bănuiesc că ne putem conecta la un mouse folosind această aplicație. System update, binevenit, dacă vreți să faceți update-uri terminalului, această aplicație se va ocupa de actualizările software. Apoi avem și un joc preinstalat, The Avengers, funcție lanternă, opțiunea Color, care ne oferă acces rapid la customizarea wallpaper-urilor, temelor și efectelor, o aplicație de luat notițe, Notes, o aplicație simplă, minimalistă, scrieți notița aici și va fi memorată. Apoi pentru productivitate avem Office Suite și încă două jocuri de la Gameloft, Wonderzoo și Little Big City. Și cam atât la capitolul aplicații preinstalate, pot să spun că este un pachet mulțumitor și personalizarea AllView nu arată chiar rău pe acest terminal. La final de review aruncăm o privire și asupra unui joc instalat pe acest device, Astro Boy Dash. Este un fel de Temple Run. Jocurile de gen Temple Run vor rula ok pe acest device, nu vă așteptați să rulați prea ușor un FS sau cred că nici Iron Man de la Gameloft. Dar un Temple Run, eu zic că merge. Un joc destul de simplu după rețeta Temple Run, sau mai bine zis Subway Surfers, pentru că avem mai multe benzi. Aparent Astro Boy este un personaj de desene animate destul de celebre la un moment dat. Și vedeți că jocul rulează fără pic de lag. Virăm prin tilt, sărim cu swipe în sus. Și am căzut în groapă. Ok, acum momentele, a venit și momentul aspectelor pro și contra pentru acest device, momentul concluziilor. La aspectele pro intră evident prețul scăzut al acestui model, apoi performanța sa destul de bună, chiar și în benchmark-uri și chiar la comportamentul de zi cu zi, nu pot să spun că am observat un lag deosebit în afară de cel de bază al unui terminal Android mid-range. Un design solid, este genul de telefon rezistent pe care dacă îl scăpați pe jos nu înseamnă că l-ați pierdut pe vecie. Avem un amplificator Yamaha la interior care își face treaba bine pe partea audio. Conectivitatea HSDPA asigură viteze de 21 de mega pe secundă, viteze maxime, evident, dacă prindeți acest maxim. Camera destul de bună pentru o simplă cameră de 3 megapixeli, bună la captură foto, după cum am spus, la captură audio nu prea. Bateria prinde peste o zi de funcționare, ceea ce este un mare plus. Apoi benchmark-urile, am întrecut clar modelul Eboda V100, ceea ce este un lucru bun, dar după cum am spus la performanță de zi cu zi, nu e nicio problemă, nu e pic de lag, deci benchmark-urile sunt relevante în acest caz. Apoi avem multe aplicații la pachet, ați văzut, ni se oferă 3 jocuri, aplicația pentru mouse, teme, file explorer, binevenite pe acest terminal. Și acum aspectele contra, capacul tinde să se închidă foarte greu, rămân mereu câteva clipsuri neprinse exact. Apoi butonul on-off lung, nu înțeleg de ce acest buton este lung și nu un simplu buton rotund sau pătrat, dar nu lung. Apoi faptul că avem memorie internă prea puțină, am instalat, să zicem, 2-3 aplicații de benchmark, un joc, am făcut câteva poze și deja am rămas cu zero spațiu, nu mai putem face nicio poză și ați văzut, n-am instalat mare lucru. Apoi unghiurile de vizualizare ale ecranului sunt tot la aspecte negative. Interfața camerei nu-mi place deloc, are acele opțiuni care dau senzația de învechit, după cum am spus, aceste de aici. Tot la aspecte negative intră, evident, captura video care nu arată prea bine și este comprimată foarte mult, 3GP. Ok, acum a venit momentul notelor și momentul verdictului, nota 8 pentru design, nota 8.30 din 10 pentru hardware și pentru sistem de operare și interfață, nota 8.50 din 10.
nota finală 8,26 din 10 și deși acest model are punctele sale forte, dacă ar fi să aleg între un Eboda V100 și Allview A5 Duo, probabil că aș prefera modelul Eboda, pentru că are, spre exemplu, o cameră mai bună și nu se mișcă cu pic de lag nici el și parcă rulează jocuri un pic mai bune decât acest device, dar costă ceva mai scump decât modelul de față. În fine, acesta a fost review-ul lui Allview A5 Duo la mobilissimo.ro, nota 8,26. La revedere!